Bunicii care au grijă de nepoți ar putea primi bani de la stat, chiar dacă acum îndeplinesc gratuit acest rol de babysitter. Suma propusă printr-un proiect de lege este de 1.500 de lei. Săptămâna aceasta s-a discutat în Comisia pentru Muncă, una dintre comisiile din Camera Deputaților, despre această inițiativă de acordare a sumelor de bani pentru bunicii care au grijă de nepoți. Pentru moment, liderii comisiei au decis să amâne luarea deciziei cu 2 săptămâni. Proiectul legislativ pare să aibă susținere din mai multe partide, fie că vorbim despre UDMR, PNL sau PSD. Cu toții își doresc trecerea acestui proiect, tocmai pentru că, în momentul de față, România se confruntă cu o scădere a natalității, pentru că părinții nu mai au cu cine să își lase copiii acasă. Pe de altă parte, vorbim și despre bunici care, deși nu au ieșit la pensie, au renunțat la salariu tocmai pentru a avea grijă de nepoți. Acest proiect ar urma să vină în susținerea familiilor, a părinților care vor să se întoarcă mai repede la locul de muncă, dar și a bunicilor care vor putea în acest fel să primească o sumă de bani. Cel mai probabil, în următoarele zile, se va discuta din nou în Camera Deputaților despre acest proiect, care trebuie să primească un vot pozitiv și din partea deputaților, pentru că în Senat a trecut tacit, ceea ce înseamnă că acolo a fost și aprobat. Relatează Digi24.ro.